Bună ziua! Numele meu este Petre Ionuț. Sunt angajat al STB pe postul de conducător auto de o perioadă relativ de scurtă, de un an de zile. Vreau să vă zic că în zilele precedente am luat parte la un curs care ține de negocierea contractelor colective de muncă, curs care ne poate, consider eu, ne poate ajuta foarte mult pe viitor în relația cu angajatorul și în relația cu sindicatele. Cursul respectiv a avut ca și început ziua de 22 octombrie anul 2019 și s-a finalizat astăzi, în data de 25 octombrie 2019. Ca și puncte forte a acestui curs, consider că au fost moderatorii, care au fost persoane foarte bine pregătite în speță, care ne-au transmis foarte multe lucruri în legătură cu situația financiară a societății, cu drepturile și obligațiile care le avem noi ca și angajați, cu lucrurile prin care putem fi ajutați de către sindicat și altele. Contractele colective de muncă și negocierea acestora sunt lucruri care ne afectează pe toți, de la cel mai mic la cel mai mare în această societate. Consider că lucrurile pe care le-am învățat sau cunoștințele pe care ni le-am întărit în aceste zile ne vor ajuta pe viitor și, în același timp, atmosfera creată în timpul acestor cursuri au întărit și relațiile între colegi, având posibilitatea să interacționăm între noi, să ne spunem părerile pe anumite subiecte și să ne și contrazicem, de ce nu. Informațiile despre societate au fost pe primul plan cele financiare, pentru că, cunoscând situația financiară a societății, putem și știm, ca și membri de sindicat, ceea ce avem de făcut în următoarele negocieri. Vă mulțumesc și sper că aceste cursuri să poată fi folosite de cât mai mulți dintre colegii noștri, pentru că cunoștințele pot elimina multe discrepanțe din interiorul societății. Și, având cât mai multe cunoștințe, putem evita aceste discrepanțe și nelămuriri. Vă mulțumesc!